Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre virtuțile Sfintei Cuvioase. Din viața Sfintei Parascheva, atât de cinstită, nu doar de români, ci și de toate popoarele ortodoxe din Balcan, dar și de foarte mulți creștini din lumea întreagă, învățăm că dragostea ei față de Dumnezeu a fost mai mare decât orice. Mărinimia inimii ei de tânără copilă care a schimbat hainele prețioase cu hainele unui cerșetor care aștepta în fața casei ei, ne arată că Dumnezeu are în toate vremurile și în toate locurile oameni buni. Oameni dispuși să facă fapte bune, chiar dacă ele nu sunt cunoscute de către cei mulți. Mai învățăm apoi de rămânitori creștini că scurta viață a Sfintei Parascheva, de 25 sau 27 de ani, a fost petrecută aproape de Dumnezeu, în rugăciune, în post, în priveghere, iubind mai mult veșnicia decât vremenicia. Pentru această osteneală, ea s-a bucurat încă din timpul vieții de negrăite bucurii, așa cum au oamenii care caută pe Dumnezeu și care sunt aproape de El. Ierarhul a amintit credincioșilor de cele 3 săptămâni ale anului 1944, când moaștele Sfintei au fost așezate în Catedrala Patriarhală. Sfânta Parascheva a folosit în această catedrală vreme de 3 săptămâni. După ce moaștele ei au fost așezate la Mănăstirea Cerocârla din apropierea Bucureștilor, acolo unde se află, din perioada respectivă, și o prea frumoasă icoană zugrăvită de marele iconar Irineu Procenco, moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse în dimineața zilei de 27 octombrie 1944 și au fost așteptate de foarte mult popor de slujitori ai Bisericii în apropierea Palatului Cotroceni și de acolo aduse într-o mare procesiune până la Catedrala Patriarhală, unde au fost așteptate chiar de Patriarhul Nicodim Munteanu, cel care le-a însoțit în perioada respectivă, locuind pentru câteva luni la Mănăstirea Cerocârla. Și au rămas aici, în Catedrala Patriarhală, unde mulțimi de credincioși ziua și noaptea au venit să-i se închine până în ziua de 13 noiembrie același an, 1944, când au fost conduse de asemenea de foarte mulți credincioși ai cetății Bucureștilor până la Arcul de Triumf și de acolo urcate într-un automobil care le-au dus către cetatea Iașilor. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon și un preot pentru 2 parohii din județul Prahova. Credincioșii prezenți au avut prilejul să se închine la veșmântul Sfintei Cuvioase, adus de la Iași de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2008 și păstrat în reședința patriarhală.